După cel mai bun marcator, petrolul pierde și cel mai bun pasator. Hamza Iones s-a dus în Bulgaria, iar Damien Bugema a plecat în Cehia. Acesta, aflat în ultimele șase luni de contract cu petrolul, este dorit de Slavia Praga, echipă la care poate evolua din această lună. Micuțul fotbalist se află în capitala Cehiei, unde își negociază contractul și ar putea face vizita medicală. Dacă totul decurge bine pentru jucător, va pleca în Turcia și se va alătura cehilor care sunt în cantonament în stațiunea Lara. De debutat ar putea o face împotriva unei echipe românești. Slavia joacă peste două zile, un amical cu viitorul lui Hagi. Și Petrolul va avea parte de teste în cel de-al doilea cantonament, care de-abia a început. La unul dintre antrenamentele de astăzi, Contra a pus accentul pe viteză și le-a cerut jucătorilor să fie cât mai rapizi, ca să se surprindă adversarii. Conform fece Petrolul Pungro, portarul Povila s-a revenit la antrenamente, iar mijlocașul Juan Albin încă resimte dureri în zona inghinală. Din această cauză va avea parte de o reintrare progresivă în antrenamente. Pe lângă acestea, fotbaliștii Petrolului se mai și relaxează la piscina din interiorul hotelului, unde profită de situație și îi țin sub presiune pe conducători. Mutu s-a scufundat cu contra, iar Romario și ceilalți l-au tras la fund pe directorul sportiv Marius Nicolae.